În Olanda, ideea de echipă este sfântă. Acolo, rezidentul din anul 2 îl învață pe rezidentul din anul 1, care, la rândul lui, îl învață pe student. Practic, se transmite informația ca o pată de ulei peste tot grupul. Spune acest lucru un urolog român care, după mai bine de 20 de ani în care a lucrat în sistemul de sănătate olandez, s-a întors în țară pentru a-i opera pe bolnavii de la noi. Eliminează mișcările umane, dar într-un mod mai fin și mai precis. Urologul Mircea Unaca operează cu ajutorul robotului Da Vinci un bărbat care suferă de cancer de prostată. Boala este într-un stadiu avansat, însă experiența medicului școlit în Olanda este vastă, așa că nimeni nu are nicio emoție. Și încercăm să prindem tot acest mănunchi de aici, vină peste foarfecă și acum îl închidem. Te rog, schimbul de instrumente, foarfeca o scoatem și punem portacul. Mircea Unaca a învățat urologie în Olanda, într-unul dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume. Peste 20 de ani a profesat acolo, iar acum vine să salveze și români. Mare provocare a pornit, cred, cu un sentiment de ciudă că aici nu avem așa ceva. Zic, nu avem, nu aveți, nu avem, pentru că mă simt în continuare român și legat de țară. Locuiesc și trăiesc acolo, vin cu regularitate aici. A început colaborarea cu un spital privat din București și operează aici 2 săptămâni pe lună. În plus, îi învață și pe colegii români să facă intervenții chirurgicale cu robotul Da Vinci. Vascularizația este în ordine, adică nu prea mai văd vase aberante în această regiune. Presiunea la 15, vă rog. Perfect. Anii în care făceam operațiile clasice, aveam nevoie de o lupă, de niște ochelari de mărire și o lămpiță. Beneficiul este și al nostru, dar este și al pacienților noștri. Fiindcă este practic sau vine cu alte informații, cu altă școală, e ca și cum un pacient ar fi tratat și operat în clinica noastră, ca și cum ar fi tratat și operat în străinătate. Să se stabilească aici, în România. De ce să nu fii în țară la tine și să ai același medic cu aceeași capacitate și același profesionalism de care dă dovadă și acolo și aici. În sală e o muncă de echipă și fiecare are rolul său în salvarea pacientului. Asta a învățat urologul în Olanda și asta transmite mai departe. Ideea asta de echipă este sfântă. Se consultă oamenii între ei, cum ar fi profesorul de aici, vine în fiecare zi la raport și zice, am un caz deosebit, cu tare, cu tare, cu tare. Eu aș face asta, ce ziceți voi despre asta? Deci inclusiv studentul poate să-și dea cu părerea și nu neapărat se urmează părerea lui, dar poate să-și dea cu părerea. Și așa se învață omul să gândească, să se exprime și să fie un membru de echipă. Iar procesul de învățământ este bazat pe un alt sistem decât cel piramidal. Deci acum în România profesorul e sus, le știe pe toate, sperăm, și studenții undeva jos nu știe nimic. Acolo se învață, de exemplu, rezidentul de anul 2 învață pe rezidentul de anul 1 ce să facă. Rezidentul de anul 1 învață pe student ce să facă. Pe studentul mai avansat. Studentul mai avansat îl învață pe studentul de sub el. Și, practic, se transmite informația ca o pată de ulei peste tot grupul care este activ în sistemul medical. Mi-am ales și mi-am dorit să evoluez ca om și de aceea am plecat, pe scurt. Iar în toată activitatea sa a făcut peste 600 de operații cu robotul Da Vinci. Astfel de aparatură avem în multe spitale din țară, însă nu este folosită din lipsă de fonduri. De altfel, cu lipsurile din sistemul public de sănătate s-a confruntat în trecut și doctorul Onaca atunci când a venit aici tot pentru a ajuta. Am avut un proiect într-un spital de sat acum 5 ani de zile, am ajutat, am văzut faptul că sunt foarte multe limitări. De ce anume, nu pot să vă spun. Adică nu aveau materiale? Nu aveau materiale. Aparatură, posibilități. N-ați putut să vă desfășurați activitatea așa cum voiați și cum trebuia? Nu cu sufletul în păcat, nu. Pentru că la un moment dat, când știi și poți să compari sistemele și poți să compari ce poți să faci pentru un pacient și le faci cu mijloace foarte puține, cu multe improvizații, cu multe elemente, eu știu, materiale, medicamente pe care pacientul trebuia să și le cumpere singur. Am văzut, din nefericire, și pe salon cum erau îngrijiți pacienții, cu mare drag, bineînțeles, dar 2 pacienți în pat, un pacient cu capul acolo, alt pacient cu capul acolo. A fost back in time cu poate 100 de ani pentru mine, nu? Nu doar în meserie pune urologul Onaca pasiune, ci și în hobby-urile sale. Îi plac mașinile vechi și are în garajul din Olanda câteva despre care vorbește cu drag. Happy Van, un Volkswagen de pe vremuri, un microbuz care este din nou la modă. Am și o Dacia din anii 80 care o țin în garaj.
și un model de Volvo. De astfel de oameni care să-și facă treaba cu dăruire are nevoie întreg sistemul de sănătate din România.